Podul lui Putin, care leagă Crimea de Rusia peste strâmtoarea Kerci, a fost avariat de o explozie. Propagandiștii ruși au publicat imagini cu ceea ce se presupune că ar fi un atac de azi noapte asupra podului din Crimea. Martorii povestesc că în jurul orei 3 au auzit două explozii. Mașina unei familii a fost prinsă într-una dintre ele. Circulația a fost oprită și s-au format coloane de mașini pe mai mulți kilometri. Șeful Parlamentului, instalat de ruși în Crimea, acuză Kievul. Dezbatem acest subiect în continuare cu Alexandra Dinu. Este alături de mine. Bună dimineața, Alexandra, bine ai venit. Bună dimineața. Haideți să vedem care sunt noutățile. Noutatea din acest moment este că feribotul și circulația trenurilor vor fi reluate în câteva minute, acum în perioada acestea. Trenurile nu au mai circulat de seara trecută, de când a avut loc această explozie, și de asemenea nici feribotul nu a mai trecut. Aici a avut loc explozia. A doua explozie. Este vorba despre pe podul Kerci, care leagă Crimea de Rusia, iar bilanțul din acest moment se referă la două persoane care au decedat și, de asemenea, o tânără de 14 ani este în stare gravă la spital. Este vorba despre o familie care se afla în mașină pe pod, chiar în momentul în care podul a fost atacat, se presupune, cu o rachetă. Știm cine este responsabil de acest atac? Avem informații doar de la ruși deocamdată, nu? În acest moment avem informații doar de la ruși. Rămâne de văzut, probabil în cursul zilei de astăzi vom afla și cine anume a atacat podul Kerci. Se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și cu barajul de lângă Herson. Ne amintim atunci că cele două state au dat vina una pe cealaltă. Rămâne de văzut cine va revendica acest atac și ne uităm acum și la imagini. Se vede, podul este extrem de avariat. O rachetă ar fi distrus doi piloni ai podului. A fost o explozie destul de puternică. În zona au fost coloane foarte mari de mașini. Sunt coloane și la această oră. Ne uităm acum pe imagini. Echipajele de intervenție au ajuns destul de greu în zona podului. Rămâne de văzut cine va revendica acest atac. Așa cum se întâmplă de obicei, ucrainenii vor spune că rușii, rușii vor spune că ucrainenii. Însă acest pod este extrem de important pentru Rusia, pentru că pe acolo ajunge în zona de sud și în zona de est ajung trupele rusești care sunt în acest moment implicate în războiul din Ucraina. Alexandra, mulțumesc foarte mult!